De asemenea, un om care și-a legat întreaga viață de, de structura militară, un om care în timp a comandat structuri de elită a armatei române și probabil că cea mai vizibilă și structura cu care noi ne mândrim foarte mult, cred că aproximativ 5 ani, din 2009 până în 2014, a comandat regimentul de gardă și a fost interfața României în fața multor conducători de state, conducători de guverne, miniștri de apărării care au vizitat România și domnul general, colonel pe acea vreme, a fost cel care a comandat și a condus regimentul de gardă, a fost cel care a dat onorul demnitarilor care au venit în vizită oficială în România. Datorită acestor merite, a fost promovat comandant de brigadă la Focșani. De la Focșani a fost promovat ca locțitor al șefului statului major al forțelor terestre și ca o apreciere a muncii pe care a desfășurat-o în, pe parcursul acestor ani, conducerea Ministerului a considerat că aici, la Armata IV, armata noastră din Ardeal cu care ne mândrim, să revină tot un ardelean, nu că ar fi o problemă legată de calitățile profesionale. Sigur că este și legată de calitățile profesionale. Dar avem și noi ardelenii, mândria noastră ca structurile armatei române din Ardeal să fie conduse de ardeleni. Domnule general, vă felicit cu ocazia numirii în funcție. Servesc patria! Vreau să vă spun că nu vă așteaptă o misiune ușoară. Așa, după cum știți, mediul de securitate s-a schimbat foarte mult și că în permanență armata română trebuie să se adapteze la noile condiții de securitate. Nu vă spun faptul că marea noastră unitate în Ardeal trebuie să fie pregătită astfel încât să facă față cerințelor actuale legate de apărarea patriei, dar și colaborarea noastră ca membru al NATO și al Uniunii Europene. Așa, după cum știți, anul acesta, după mulți ani, Ministerul Apărării are un buget, Armata Română în primul rând, de peste 2% din PIB și că anul 2017, din acest punct de vedere, al creșterii capacității operaționale a armatei, dar și a programului de înzestrare și modernizare pe termen mediu până în anul 2026. Anul acesta este un an de foc, este primul an când avem 2% din PIB și că obiectivele pe care noi le-am fixat pentru perioada următoare legate de înzestrarea și modernizarea armatei trebuie să materializeze foarte repede. Din acest punct de vedere vă spun că este un an de foc și sunt convins că dumneavoastră cu profesionalism și cu capacitatea de organizare pe care o aveți veți face ca aceste obiective care sunt aprobate în programele noastre să devină realitate și aici în Ardeal și în toate unitățile și subunitățile subordonate Diviziei 4. Vă doresc sănătate, vă doresc succes în activitate și sunt convins că ardelenii vor fi mândri de dumneavoastră.